Se lucrează intens la toate unitățile sanitare din județul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție sporită unităților sanitare din județul nostru, întrucât sănătatea mehedințenilor este pe primul loc. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Am venit astăzi la Spitalul Județean să vedem stadiul lucrărilor. Deși vizibil, este clar că se lucrează foarte bine, dar am venit pe de o parte să verificăm stadiul în care sunteți în ceea ce privește noua construcție pentru unitatea de primire urgențe și în același timp stadiul lucrărilor la clădirea mare a spitalului. Ne bucurăm că vă avem astăzi alături de noi. Referitor la unitatea de primire urgențe, lucrăm la structura de rezistență. Am finalizat fundațiile pe întreg corpul. Am turnat placa peste parter, etapa 1. Lucrăm în momentul ăsta la placa peste parter, etapa 2 și la placa peste etaj, etapa 1. La nivelul Spitalului Județean, în aceste zile lucrăm la tot ce înseamnă eficiență energetică. Mă refer la anvelopa clădirii, la tâmplăria exterioară și la, bineînțeles, la terasă. Ca și stadiu fizic principial, avem peste 60% din tâmplărie schimbată, peste 40% din termosistem realizat, iar la nivelul teraselor suntem undeva la 50%. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu reprezentanții firmei constructoare și cei ai unității spitalicești, au participat la o vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență pentru a verifica stadiul lucrărilor. Sănătatea mehedințenilor este una dintre prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astfel, un proiect de importanță uriașă se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta, Turnu Severin, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea unității spitalicești. Este cel mai important proiect pentru Spitalul Județean. În primul rând, această clădire de când s-a construit niciodată nu a beneficiat de o reabilitare amplă. În al doilea rând, și din punct de vedere valoric și raportat la lucrările care se execută și se vor realiza în continuare, este cel mai important proiect de când s-a construit clădirea Spitalului Județean de Urgență. Este un proiect cu o valoare de 84 de milioane de lei, 64 de milioane de lei provin din fonduri europene, 20 de milioane este contribuția proprie a Consiliului Județean Mehedinți ca și cheltuială neeligibilă la acest proiect. Se lucrează foarte intens, este vorba de proiectul care presupune eficientizarea din punct de vedere energetic și vedeți și dumneavoastră că s-au schimbat toate ferestrele la exterior, acoperișul se repară, acoperișul clădirii, la exterior de asemenea s-a pus izolație de minim 10 cm și am ajuns în momentul de față pe o latură la aplicarea tencuielii decorative. Urmează ca apoi să se mute în interior, să înlocuiască rețeaua electrică, rețeaua termică, rețeaua sanitară, să recompartimenteze toate spațiile interioare, să se asigure circuitele așa cum ne solicită DSP Mehedinți, să se construiască grupuri sanitare în toate saloanele, astfel încât la momentul când se va termina acest imens proiect, sper eu ca la sfârșitul anului 2023 să spunem că vom avea unul dintre cele mai moderne spitale județene din țară. De asemenea, se efectuează tot în incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin lucrările pentru realizarea unei noi clădiri a unității de primiri urgențe. Reprezentantul firmei constructoare a subliniat faptul că lucrările se desfășoară într-un ritm bun, vremea fiind una favorabilă. În acest moment lucrăm la structura de rezistență, am finalizat fundațiile, am turnat placa peste parter etapa 1, lucrăm la placa peste etaj etapa 1 și, bineînțeles, la placa peste parter etapa 2. La finalizarea proiectului, unitatea de primire urgențe a orașului Drobeta Turnu Severin va avea o suprafață utilă de circa 2000 de metri pătrați. Vom integra noua construcție, noul obiectiv de investiții cu unitatea de primire urgențe existentă. La nivelul unității de primire urgențe existente se vor modifica funcțiunile astfel încât cei 2000 de metri pătrați noi construiți să aibă funcțiuni complementare.
Reprezentantul Unității Sanitare a vorbit despre importanța acestui proiect și roagă pacienții să le ofere înțelegere, deoarece în această perioadă actul medical se va desfășura în paralel cu lucrările. Este adevărat, este cel mai important proiect pentru Spitalul Județean, reabilitare în totalitate și o extindere. Nu a avut niciodată această susținere și această finanțare din partea Consiliului Județean, pentru că nu s-a putut, să spunem așa. Este important pentru județul Mehedinți și pentru locuitorii județului Mehedinți. Vor beneficia de cele mai bune condiții, de condiții la standarde europene. De asemenea, în același timp, ne ocupăm și de dotare cu aparatură și mobilier medical pentru toți pacienții. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 de milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, Unitatea Centrală, UPU și Ambulatoriu, secțiile TBC și Psihiatrie, precum și secția externă de la Vânjumare.